Hei, salutare prieteni! După ce acum câteva zile colega noastră Lavinia v-a gătit niște hârtie igienică pentru că doar asta mai avea prin casă. Apropo, mulțumim tuturor fanilor care ne distribuie clipurile, ne trimit mesaje și ne dau like. Mulțumim tuturor! Așadar, după ce acum câteva zile Lavinia v-a gătit hârtie igienică, astăzi o să vă gătesc și eu ceva. Ceva simplu și ușor. O rețetă pe care o puteți face și voi acasă cu ingredientele pe care le aveți toți la îndemână. Atenție, este o rețetă pe care o puteți face cu ușurință, nu o rețetă complicată, așa cum vă spun mari bucătari. În seara asta vă prezentăm o rețetă foarte simplă și încep cu niște ingrediente de care au auzit numai ei. Nu. Haideți să mergem la masa de lucru și să vă spun ce gătim. O să gătim scoveci. În mai multe zone ale țării se numesc turte sau, mă rog, eu le spun scoveci, pentru că așa le-am învățat. De ce avem nevoie? Păi, în primul rând, avem nevoie de un pahar de vin, roșu sau alb, din care, din când în când, mai luăm o gură ca să prindem putere să mânuim ingredientele. Bun, pentru turte aveți nevoie de 1 kg de făină, 2 pliculețe de drojdie. Dacă n-ați mai prins drojdie prin magazine, pentru că suntem în stare de urgență, puteți face și cu drojdie proaspătă. Nu aveți nici drojdie proaspătă, puteți face drojdie proaspătă cu bere, o lingură de făină, găsiți pe internet cum se face și drojdia proaspătă. Deci, 1 kg de făină, 2 pliculețe de drojdie. Ca să știți cel mai simplu gramajele, la 500 de grame de făină, un pliculeț de drojdie, eu așa le-am folosit de fiecare dată și mi-au ieșit toate rețetele. Un pic de ulei, 750 de ml de apă călduță, o linguriță de zahăr și o linguriță de sare. Zahărul și sarea le-am amestecat deja în apa călduță. O să punem jumătate din cantitate. Așa. Punem și jumătate din cantitatea de făină. Așa. După care punem drojdia foarte ușor. Ce înseamnă să găsești drojdie la momentul potrivit? Ai drojdie acasă. Da? Amestecăm un pic drojdia în făină, după care punem și cealaltă cantitate de făină. Simplu și ușor. Și începem să amestecăm ca să se incorporeze bine toate ingredientele. Adăugăm și restul de apă. Asta e. Și acum amestecăm bine, 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 bine. Timp de vreo 5 minute. Bun. Ia veniți să vedeți ce frumos arată. Da? Ia uitați ce frumos arată. Punem acum și un pic de ulei. Așa. Ajunge. Și îl mai amestecăm timp de 30 de secunde, pun cam un minut, așa. O să-l lăsăm acum cam o oră la temperatura camerei, la dospit. Și vedem după aia cât de mult a crescut. Ia uitați ce frumos a crescut după o oră. Tot ce trebuie să faceți acum este să le puneți în ceaunul cu ulei bine încins. Da? Înainte să ne apucăm de treabă, luăm o gură de vin. Foarte important, cu un pic de ulei. Da? Din ceșcuță, am uns pe mâini, ca să nu se lipească aluatul. Ia uitați ce frumos
asta făcut, da? Și rupem prima bucățică. Și începem să ne jucăm cu ea. Acum le puteți face cât de mari vreți voi. Da? De obicei se fac cât este tigaia sau ceaunul în care o să le prăjiți. Da? Și începem și facem primul cerculeț. Primul cerculeț, da, uitați-l cum arată. Da? Pot ieși mai mari, pot ieși mai mici, depinde cât de mari vreți voi să le faceți. Da? Și o punem pe prima la prăjit. Gata. După ce se rumenește bine, o întoarcem cu curculița și apoi o scoatem pe o farfurie care are deja pusă pe ea un șervețel. Dar prima dată să se coacă bine. O întoarcem și pe urmă le vedem pe toate la sfârșit, da? Spor la treabă. Gata, dragilor. Așa arată. După cum vedeți aici avem mai blonde și mai brunete. Depinde cum vă plac. Se pot mânca simple, cu zahăr, cu brânză, cu sare, cu dulceață sau cu ciocolată. Mie îmi plac alea cu brânză. Așa că, poftă bună, dacă v-a plăcut, vă aștept cu un like, aștept să-mi dați și voi rețete pe care le aveți și poate le facem în videoclipurile viitoare. Mua! Nu uitați să dați like, share, subscribe la Trupa Slăbătorii pe Instagram, Facebook și YouTube. Mua!